Bun. Acum vom face un mujdei de usturoi pentru pește sau pentru carne prăjită, pentru orice altceva, dar e bun, eu îl folosesc mai mult pentru pește că îi pun și un pic de oțet. Acum îl pisăm, dar sau îl strivim între tâmpenii astea de aparat. Dar ce vreau să vă spun, usturoiul, când faceți mujdeiul de usturoi, să nu pune sare, ca să nu-și piardă efectele benefice ale corpului, asupra corpului. Este bun pentru colesterol, pentru inimă, pentru ficat, pentru răceală, pentru sistemul imunitar. Este foarte bun pentru multe. Dacă ați pus sare, când faceți mujdeiul, își pierde din proprietăți. Bun. Am pisat usturoiul, da? Sau, mai bine zis, l-am zdrobit cu acest aparat de zdrobit usturoiul, da? Nu am pus sare. Punem cât un pic de ulei, o linguriță, o lingură, după cum, și începem să-l frecăm. L-am frecat bine, bine, bine cu acest făcăleț, da? Am mai adăugat iar încă o linguriță de ulei, iar am frecat bine, 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 bine. Acum îi punem câteva picături de oțet, da? Ca să ia din greață. Am pus prea mult ulei. Îi pun și o linguriță de bulion. Uitați aici, da? Amestecăm frumos, iar frecăm bine. Am frecat după ce am pus câteva picături de oțet și o linguriță de pastă de tomate. Dacă vreți să îl faceți mai roșu, mai adăugați pastă de tomate. Este un pic acrișor dulceag și schimbă totodată și culoarea pastei de usturoi pentru pește. Vă urez poftă bună!